În ultimul timp, România se confruntă cu episoade de vreme capricioasă. Temperaturile din acest sezon au fost anormale, ținând cont de perioada calendaristică. Oamenii de la sat au fost mulțumiți de ploile abundente, însă instabilitatea atmosferică a afectat în special culturile de viță de vie. Vremea instabilă din ultima perioadă i-a făcut pe oamenii de la sat să se îngrijoreze. Aceștia ne-au spus că cea mai afectată în urma temperaturilor neobișnuite și a ploilor agresive a fost vița de vie. Te nu vedeți că de cu primăvara va proiba toate ele pe nu ne lasă vremea asta deloc. Vii pârlite. De asemenea, o problemă pe care o întâmpină mai mulți agricultori în zonele afectate de secetă este lipsa sistemului de irigații. Supământul e sec, ne trebuie apă, irigații nu avem. Ce să vă mai spun? O ploaie ne ocolește, câmpul ar fi bun. Câmpul e bun și porumbul și mazărea și orzul e aproape gata de trăierată. Dar... Vrem puțină ploaie. Cum vi se pare aceste schimbări bruște de temperatură? Foarte rău. Eu, eu, sunt, am și o anumită vârstă trecută de 60 și, dar înainte era ploaie, când ieșea acolo nor de la Cornu Capri, gata, să punea ploaie. Acum nimic nu e nici vară, nici primăvară, mai mult toamnă, iarnă nici atât zăpadă. Vremea caldă din luna februarie a derutat pomii fructiferi și vița de vie din cauză că au un mult mai devreme. Teoretic, culturile agricole în primăvară ar trebui să ajungă în faza de pornire în vegetație, iar apoi de înflorire.